Luni, 8 aprilie, de Ziua Internațională a Romilor, filiala Bacău a Partidei Romilor Pro Europa a organizat un simpozion privind istoria și valorile acestei minorități. Manifestarea a avut loc la Complexul Muzeal Iulian Antonescu și a beneficiat de participarea reprezentanților Prefecturii Bacău, a mai multor istorici și a liderilor comunităților de romi. Au fost invitați de asemenea profesori și elevi de la Colegiul Național de Arte George Apostu și de la Școala Gimnazială Valea Seacă Sascut, care au susținut un program artistic. Manifestările dedicate acestei zile au avut loc în tot județul. Ieri au început manifestările acestei zile la Sascut, Răcăciuni, Valea Seacă. Alaltă ieri a fost la Blăgești și Filipești. Astăzi e la Onești, Moinești, Comănești și Buhuș. Și de asemenea organizațiile teritoriale organizează, marchează ziua în diferite localități. La simpozionul găzduit de Muzeul Iulian Antonescu, invitații au vorbit despre istoria celei mai importante minorități din România, despre tradițiile, valorile și drepturile romilor, dar și despre simbolurile care întăresc identitatea lor. Ziua de 8 aprilie a devenit zi internațională a romilor, începând cu anul 1971, când la Londra a avut loc un prim congres internațional al romilor. Atunci s-a stabilit și imnul romilor, care este o melodie ce a fost cântată pentru prima dată într-un film iugoslav. Am întâlnit și țigani fericiți și acest imn este Gelem, gelem, deci umblăm, umblăm. Aceasta este traducerea în limba română. Tot atunci, la Londra, s-a stabilit steagul internațional al romilor. Steagul acesta are pe el, în primul rând, două culori de bază. Este vorba de culoarea verde în partea de jos, care semnifică verdele câmpiilor, culoarea albastră, care semnifică albastru cerului, și pe el sunt figurate o roată, niște cărți de joc, o pipă și un șal. Roata este ceatra din istoria Indiei, din limbajul Indiei, de acolo de unde vin romii, și reprezintă, de fapt, mersul sorții omului, dar în același timp și faptul că romii umblă și se deplasează în mod nomad. Oaspeții au ascultat cu interes dizertațiile și au admirat costumele tradiționale, precum și fotografiile expuse în sala de la parterul muzeului. Despre tradițiile romilor și nevoia de a promova valorile rome a vorbit și prim-vicepreședintele filialei județene, care a lansat o invitație la solidaritate. Trebuie să demonstrăm, de fapt, nouă să ne demonstrăm că avem valori, că suntem într-un proces de reconstrucție a comunităților de romi, populații de romi, fiindcă deja de câțiva ani facem pași mari spre educație, vrem să păstrăm tradiția și cultura care o moștenim și cu multă satisfacție spun că moștenim o cultură bună și avem o tradiție pe care, din păcate, nu știm noi să ne o afișăm, ca majoritare să înțeleagă că cultura și tradiția etniei rome este foarte frumoasă. Vreau să lansez un îndemn către populația romă să fim uniți, să avem unitate, înțelegere, toleranță, atât între noi cât și cu populația majoritară. După dezbateri, a urmat un program artistic susținut de copii. Beatrice și Darius Călin au interpretat muzică populară și ușoară. Antonia Chiriac a cântat la pian, iar Andrei Munteanu și Ramira Estera Tănasă la vioară.